Eu sunt Camelia, bine ați venit alături de mine la Gătește Ușor. Mi-ați sugerat pe YouTube că ar trebui să fac o nouă serie de review-uri de restaurante cu pizza, așadar am decis să vă îndeplinesc dorința și astăzi mă aflu în parc împreună cu măsuama de picnic și scaunul pliant pentru a vedea care este cea mai bună pizza delivery din București. Am comandat pizza din 8 locații diferite și vă invit alături de mine pentru a vedea care este cea mai bună pizza. Trenta Pizza. Să vedem cum e pizza de la Trenta Pizza. A sosit cam într-o jumătate de oră. Timpul de livrare a fost de 30-40 de minute. Arată destul de bine. Văd că ei au pus pe pizza capriciosa și pui și ardei. Am aici sos de roșii dulce, care arată foarte bine. Pare să fie un sos adevărat, ca să zic așa. Să vedem cum este pizza. Am savurat două felii din pizza de la Trenta Pizza. Mi-a plăcut blatul pentru că este subțire, dar nu prea subțire și totuși crocant. Ciupercile sunt adevărate, mozzarella e gustoasă. Nu prea înțeleg treaba cu puiul pe pizza capriciosa. Mie nu-mi place în general puiul pe pizza, de-aia nici în combinația asta nu prea înțeleg. Are salam chorizo care este gustos. Una peste alta pare să fie o pizza bună. Să vedem cum vă fi următoarele. Și acum avem pizza de la Speed Pizza. Să vedem ce ne-a adus nouă Speed. O pizza despre care nu pot să zic că arată foarte apetisant, așa, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar să nu judecăm doar după aspect, ca să zic așa. Dați să vedem cum este și sosul. Pare să fie sos adevărat. Are multe măsline. Mi-e foame. Asta este motivul pentru care am luat o a doua felie din pizza de la Speed Pizza. Nu pot să zic că îmi place. Bratul e prea subțire. Ciupercile sunt adevărate, dar șunca asta de deasupra e cea mai subțire șuncă pe care am văzut-o în viața mea, vă jur, veți prin ea. Și una pe alta nu este prea grozavă. Să vedem ce pizza am rezervă soarta. Pizza de la Domino's. Să vedem cum e pizza de la Domino's. Au un sistem online de comandă. Eu am încercat să găsesc un număr de telefon, dar au o variantă online și o aplicație. Puteți să vă comandați în felul acesta. Eu aș prefera cu număr de telefon pentru că mi se pare că merge un pic mai rapid. În fine, fiecare cu preferințele lui. Să vedem și sosul. E un sos grosuț. Miroase bine. Trebuie să vă spun că îmi place pizza de la Domino's. Ciupercile sunt adevărate, șunca chiar are gust de șuncă și nu e din aia extra fină, ca să zic așa. Blatul este pufos, merge, cred că, un pic mai subțire. Una peste alta este o pizza gustoasă. Trebuie să vă spun că cei de la Domino's nu au un meniu pizza capriciosa. La ei se numește pizza Domino's, acest tip de pizza. Și cutia verde mi indică faptul că avem aici pizza de la Presto Pizza. Încep să mă întreb dacă mă mai poate surprinde ceva la pizza. Și iată că mă surprinde, pizza de la Presto Pizza arată foarte bine. Avem aici o pizza capriciosa care are și ardei și cârnați și salam chorizo.
măsline, o grămadă de ingrediente. Italienii cred că s-ar revolta teribil la ideea de o astfel de pizza capriciosa, dar nu suntem în Italia. Așa că să vedem cum este această pizza. Trebuie să vă spun că m-a surprins plăcut pizza de la Presto Pizza. Blatul este crocant și subțire, îmi place foarte mult. Avem o pusere de ingrediente pe ea, ce e drept pentru o pizza capriciosă, dar este o pizza gustoasă, sosul este gustos și a venit la timpul potrivit. După cutia roșie, cred că îmi vine pizza de la Pizza Hut Delivery. Cei de la Pizza Hut au livrat pizza împreună cu ketchup. Până acum am avut sos de roșii, așa arată pizza lor. Cei de la Pizza Hut au pus aici un suport astfel încât capacul cutiei să nu atingă pizza. Sincer, nu mi se pare cea mai arătoasă pizza dintre cele pe care le-am văzut până acum, dar să vedem cum este și gustul. Este un ketchup lichid. Ketchupul acesta nu e cel mai fericit ketchup. Nu pot să zic că îmi place. Pizza are blatul subțire, ciupercile sunt adevărate, dar cumva nu pot să zic că e pe placul meu. Pizza de la Jerry's Pizza de data aceasta. Să vedem dacă mai avem loc. Bun. Să vedem cum arată pizza. Are multe măsline. Jerry's Pizza nu are o pizza capriciosă, au mai multe alte variante de pizza. Eu am făcut o pizza din ingredientele specifice pentru capriciosa. La ei văd că sosul de roșii este ceva mai fluid. Trebuie să vă spun că îmi place pizza de la Jerry's Pizza, îmi place mult blatul acesta pufos cu mălai deasupra, îl face să fie foarte crocant, este foarte gustos, avem o mulțime de măsline, ciuperci adevărate și uncă mozzarella, este o pizza foarte bună, din păcate sosul de roșii este cam fluid, aș prefera să fie un pic mai gros. Oare ce pizza îmi vine acum? Pizza de la cuptorul cu lemne! Bun, trebuie să vă spun de la început că sunt singurii care ne-au adus și șervețele împreună cu pizza și atunci când te afli în parc, chestia asta chiar contează. Să vedem cum arată pizza de la ei. Aș prefera parcă ceva mai multe ciupercuțe, dar să vedem cum este gustul. Avem și sosul. Un sos așa lichiduț, ca să zic așa. Aș putea să vă zic că pizza de la cuptorul cu lemne e preferata mea. Blatul e un pic cam subțire. Pe pizza avem un autentic mușchi file. Are cam puține ciuperci. Una peste alta nu mă impresionează. Și după cutie, nu știu ce e, este pizza Fabio. Să vedem cum e pizza de la Fabio. Ta-da! Arată bine, mi se pare interesant blatul ăsta care se curbează așa, am mai văzut la una dintre pizzele mâncate chestia asta. Ingredientele foarte multe deasupra, să vedem cum e. Da, s-a desprins ușor, chiar are o grămadă de ingrediente, cred că este pizza cea mai bogată în toppinguri pe care am avut-o până acum. Avem sosul de roșii, lichid așa cum e el. De la Fabio, deși are foarte multe ingrediente pe ea, are un blat cam subțire și care nu e deloc crocant și nu este foarte bun. Ar fi avut șansele să fie o pizza foarte bună, dar blatul nu o prea ajută.
Dragii mei, am terminat de testat toate cele 8 tipuri de pizza. Nu mai pot, am mâncat prea multă pizza, dar sunt pregătită să vă prezint concluziile mele. Le am pe toate aici înșirate, ca să zic așa. Am jurizat pizza în funcție de gust, bineînțeles, de crocanțimea blatului, de calitatea toppingurilor, de brânză, de dimensiune. Apoi am încercat să fiu atentă la timpul de livrare, doar că nu a fost un criteriu, pentru că toate pizza comandate de mine au sosit în intervalul menționat de cei de la restaurant, deci nu ne putem lega de chestia asta și au respectat timpul de livrare. Apoi prețul. Este o medie de preț între 20 și 35 de lei pentru pizzele pe care le-am comandat noi. Eu am comandat pizza medie și pentru a face această evaluare una cât de cât obiectivă, am ales să comand pizza capriciosa de la fiecare restaurant în parte și acolo unde nu au avut pizza capriciosa, am făcut eu o pizza cu ingredientele pe care le are această pizza la noi în țară. Așadar, să vă prezint concluziile mele. Drum roll. Cea mai bună pizza care mie îmi place cel mai mult este pizza de la Jerry's Pizza. Este o pizza cu blat crocant care are pe margini mălai, chestie care îl face și mai crocant și este foarte fraged. Mi-a plăcut foarte mult. Are o grămadă de măsline și un cai este de bună calitate. Ciupercile sunt adevărate. Mozzarella a fost din aceea care s-a întins așa. Mi-a plăcut foarte mult și este pizza mea preferată. Apoi pe locul 2 avem pizza de la Domino's care are un brat rumen și crocant. Vedeți, arată mai aparte față de celelalte pizza pe care le-am încercat. Are multe măsline, dar cea de la Jerry's Pizza este preferata mea. Apoi, pe locul 3 avem Presto Pizza, care este o pizza bună. Este o pizza care se încadrează așa mai mult în varianta românească a pizza capriciosa, pentru că are mai multe ingrediente, are și cabanos, are chorizo și are ardei. Este o pizza ceva mai mare decât celelalte, dar este o pizza foarte bună și își merită locul. Apoi pe locul 4 avem pizza de la Trenta Pizza, care este tot așa o pizza cu blat rumen, dar este o pizza capriciosa pe care se află și pui, chestie care mie nu mi-a plăcut, dar asta este, dar pizza este gustoasă și merită comandată. Până la punctul acesta avem 4 pizza care merită încercate, pentru că sunt foarte bune, iar de aici încolo avem pizza care mie nu mi-au plăcut. Asta este, trebuie să avem o departajare. Pe locul 5 avem pizza de la Pizza Hut Delivery, pe HD Pizza, care nu a arătat foarte bine încă de la început. Blatul a fost prea subțire și nu pot să zic că mi-a plăcut. Își fac destul de multă reclamă, dar produsul acesta pe care eu l-am încercat, nu mi-a plăcut. Apoi, pe locul 6 avem pizza Fabio, care deși a venit cu o grămadă de toppinguri pe pizza, chiar și ceapă, ardei, chestii care nu prea au ce să caute în capriciosa, are un blat care nu ajută deloc, zici că e făcut cumva la microunde, mie nu mi-a plăcut. Apoi mai avem aici pizza de la Cuptorul cu Lemne, despre care eu știam că este o pizza bună, dar nu, se află pe locul 7 în topul meu, pentru că tot așa are un blat cel puțin ciudat, pe ea se află mușchi file, chestie care nu ajută deloc și sunt foarte puține toppinguri. Nu mi-a plăcut, iar pe ultimul loc se află pizza de la Speed Pizza, care arată foarte urât. Și nu este deloc bună, blatul este subțire, n-a fost deloc crocant și nu mi-a plăcut deloc. Așadar, pe cele 4 locuri avem pizza bună și în partea asta pizze care nu prea merită încercate din punctul meu de vedere. Dragii mei, acesta a fost testul meu cu pizza capriciosa. Sper că v-a plăcut, sper că veți încerca pizzele pe care eu le recomand și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună și pa, pa!